Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă rundă de dezbateri electorale aici la postul de televiziune Studio Well. Iată că astăzi i-am invitat la noi în studio pe doi concurenți electorali. Este vorba de partidul Mișcarea Social-Politică Ravno Pravie și candidatul independent Oleg Cernei. Până la această oră, Mișcarea Social-Politică Ravno Pravie nu s-a prezentat. Vedem dacă vine alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. În caz că nu se prezintă în timp de 20 de minute, atunci timpul pus la dispoziție de televiziunea Căușeni nu mai poate fi recuperat. Bună seara, domnule Cernei! Bună seara și bine v-am găsit la Căușeni! Înainte de a trece nemijlocit la dezbaterile din această seară, vreau să vă aduc la cunoștință regulamentul desfășurării emisiunilor. Dumneavoastră aveți la dispoziție câte 20 de minute. Primele 3 minute vă prezentați principalele obiective din campania electorală. Convingeți-ne că candidatul independent Oleg Cernei merită să acceadă în viitorul Parlament, după care veți răspunde la întrebări adresate de moderator și ultimele 2 minute adresare către electorat. Așa, deci, astăzi domeniile despre care vom discuta sunt domeniul social-politic, economic, politică externă și problemă transnistreană. Așa, fiecare, foarte scurt, vom încerca... În 20 de minute toate aceste subiecte. Câte o întrebare din fiecare domeniu, okay. Și cu siguranță dumneavoastră sunteți la curent cu toate problemele ce le preocupă și aveți măsuri pentru rezolvarea lor. Așa, deci, domnule Cernei, aveți la dispoziție 3 minute pentru prezentarea platformei electorale. De ce? Căușănenii, sud-estul Republicii Moldova, vreau să vă mai aduc la cunoștință că această emisiune se difuzează în direct și la postul de Radio Dor, care are o arie de acoperire, inclusiv raioanele Căușeni, Anenii Noi și Ștefan Vodă. Așa că tot sud-estul Republicii Moldova este în această seară alături de noi, cu ochii pe dumneavoastră, și convingeți-ne că la 30 noiembrie trebuie să votăm candidatul independent Oleg Cernei. Da, stimați telespectatori, radioascultători, stimați prieteni, eu, Oleg Cernei, nu sunt omul partid și nu sunt partidul om. De ce m-am lansat în această campanie electorală în calitate de candidat independent? Pentru că dumneavoastră, ca și eu, sunt dezamăgit de promisiunile partidelor politice. Acum, dumneavoastră sunteți colindați de cetele de colindători și promisiunile curg gârlă ca și căderea frunzilor după primurile înghețuri. Liderii partidelor politice au lăsat mașini luxoase cu geamurile fumurii, au lăsat costumele glamuroase și au lăsat vilile și apartamentul luxoase la Chișinău și vă fac promisiuni la stânga și la dreapta. Sau, la momentul actual, percepția de corupție actuale guvernări este una enormă. Sistemul de partide politice s-a erodat ca imagine și ca autoritate. Din constrântul că în Parlamentul Republicii Moldova, cei 101 deputați au devenit o mașină de vot. Ei nu sunt conștienți și responsabili și nu votează după propria conștiință. Ei votează după dictatura oligarhilor și liderilor de partid. Sau mi-aduc aminte cu respect de Parlamentul anilor 90, unde Parlamentul era elita intelectuală, politică, culturală a țării. Mi-aduc aminte cu respect de Lidia Istrate, de Alexandru Moșanu, de Ion Batamanu, de Nicolae Costin, de foarte mari personalități care au fost aleși în mod direct de către dumneavoastră cetățenii Republicii Moldova. Voi promova în viitorul Parlament ca în Parlament să fie promovat sistemul mixt, adică 50% de deputați să fie aleși pe circumscripții uninominale, direct de cetățeni, și 50% să fie aleși pe liste de partid. Eu cred că trebuie votat omul și nu partidul. Sau dialogul între partid și cetățean încetează a doua zi după alegeri. Iată un exemplu. La momentul actual avem peste 40 de partide înregistrate la Ministerul Justiției. Spuneți, vă rog, care este obligativitatea și responsabilitatea deputatului pe listă de partid în fața cetățeanului? Cum răspunde deputatul în fața cetățeanului ca la oles? Fiindcă noi votăm vorba lui Druță, spisca, mâța în sac. Sau este timpul ca oamenii să-și aleagă deputatul său, omul simplu, omul corect, omul direct. De aceea vin în această campanie electorală să schimbăm acest stereotip. Știu că sunteți dezamăgiți de actuala clasă politică. În municipiul Chișinău și în suburbii, 48% nu sunt hotărâți dacă vor ieși la votare.
Eu particip în această campanie electorală ca să vă dau o șansă să puteți să alegeți omul și nu partidul. Ați enunțat în discursul dumneavoastră de început că nu mai aveți încredere în partidele politice de pe eșchierul politic din Republica Moldova. Exact. Spuneți-ne, fiind în Consiliul Municipal Chișinău, de câte ori ați votat contrar voinței dumneavoastră? Niciodată. Eu cred că sunt cel mai direct, intransigent, incomod consilier municipal. Sunt la 3-lea mandat în cadrul Consiliului Municipal. Chiar astăzi am avut o conferință de presă vis-a-vis de repartizarea apartamentelor sau spațiul locativ în legătură cu faptul că avem protestele refugiaților din Transnistria care de o săptămână stau în sala de ședință a Consiliului. Și vreau să vă zic că eu am rămas șocat când polițiști, procurori, judecători au primit în baza hotărârilor în instanță judecată sume enorme. Peste 25 de milioane de lei au primit aproape 32 de persoane. Adică, cei care au apartament, casă, mașină soție are el, încă a mai îndrăznit să bage mâna în buzunarul public. Și din bugetul municipal s-au dat 25 de milioane de lei. În politică avem nevoie de oameni curajoși, de oameni care să nu fie șantajabili, de oameni care dacă s-au dedat activității în domeniul public, el trebuie să nu fie vulnerabil. Din păcate, politicienii noștri sunt foarte vulnerabili. În politică au venit oameni din business care aplică regulile din business în politică, ceea ce este grav. Degeaba vin fonduri europene, degeaba noi vorbim cu mesaj de integrare europeană. Europa începe de la noi înșine să avem o societate corectă, transparentă, să avem o elită politică corectă pentru cheltuirea banului public, corectă pentru faptul că acasă avem și noi părinți, eu tot vin de la țară, eu vin de la Sângirei Pepeni, din satul unde este născut și Nicolae Glib, Margareta Pântea, alte personalități. Și vreau să vă zic că eu mă duc cu durere în sat, mă întorc când văd că oamenii acum n-au cu ce face focul, n-au cu ce își procura medicamente, n-au cu ce să îmbrăca hainele groase. Chiar aici, în Căușăni, înainte de mine, am vorbit cu câțiva oameni. Jumătate de oră am comunicat cu oameni, chiar personal le-am dat pleante, le-am dat un pic și o agent și a zis, domnule, prima dată când un candidat independent vine să comunici direct cu oamenii. Știți ce mi-a spus o doamnă? Domnule, mă grăbesc acasă să fac focul. Fiindcă este o batjocură când statul acordă 120 de lei compensații pentru lemne și cărbune. Dar este oare de competență sau în puterile unui candidat independent să schimbe lucrurile? Da, corect. Deci, în Parlament, sunt cel care va promova legea cu privire la compensațiile nominative pentru serviciile comunale. Eu vă spun pe exemplu la Chișinău. Deci, la Chișinău, cetățenii care au un venit mai mic de 2000 de lei de persoană pe lună, primește compensația la agentul termic 40% din factură. Dacă factura e 1000 de lei, 400 de lei noi le plătim din buget. Deci, de acest lucru beneficiază 32.000 de familii, noi alocăm 100 de milioane de lei. De ce statul nu asigură cel care are un venit mai mic decât minimul de existență? Minimul de existență este 1.600 de lei. Cum omul acela să trăiască de 800 de lei pensia și medicamente și să mănânce și să procure și de lemne și de foc? Este o batjocură să-i dai numai 120 de lei. Deci, respectiv, eu voi promova în Parlament ca statul, atunci când nu asigură un minim de existență, să poată să vină cu subvenție la stat medicamente, transport și servicii locative comunale. Cu siguranță că toate aceste lucruri presupun venituri în bugetul de stat, venituri suplimentare. Exact. Acesta este și motivul principal afirmat de politicieni, adus de politicieni în ziua de astăzi, de când ce sunt pensiile bani. Nu sunt mai mari și salariile rămân tot mici în condițiile în care prețurile sunt. Dar dumneavoastră nu vă întrebați, dar de ce așa mare prăpastia asta între cei bogați și cei săraci? Dar de ce politicienii care s-au transformat în milionari? Am citit în ziarul de gardă că după primul mandat unii deputați au devenit milionari. De ce nu indexăm bunurile imobiliare, adică casă, apartamente, la cei bogați, dublu cât impozităm la bunica Grăchina sau la Moș Vasile? De ce nu veghem la buna cheltuirea banului public? Uitați-vă cazul Banca de Economii, aeroportul Chișinău, cazuri de delapidări a banului publici de la instituțiile de stat. Eu cred că noi avem o mare problemă. Avem o problemă că, știți cum vorba românească, pleacă ai voștri, vin ai noștri, noi rămânem tot ca proștii. Fiindcă, indiferent de culoarea partidelor politice, au fost comuniștii, ne-au mințit, au venit actuala guvernare. Eu vreau să vă zic că foarte mulți tineri care au fost în 2009 pentru actuala guvernare sunt foarte dezamăgiți. Știți de ce? În toate funcțiile publice, pe ce criterii sunt angajați?
picumătrism, apartenență de partid sau alte relații. Dar și cum veți acest fenomen? Cum eu voi promova în Parlamentul Republicii Moldova legea cu privire la conflictul de interese. Deci, în bază, la nivelul autorităților publice locale, trebuie să existe funcția politică. Primar, viceprimar. Restul, șef de direcție, subdiviziuni, trebuie să fie funcționari publici angajați în bază de concurs după principii de competență. Deci trebuie să existe o continuitate în serviciu public, indiferent. Nu mai putem partaja de la șef de stat, procuror, ministru. Dar aceste ministru. Concursuri există și în ziua de astăzi? Ele sunt mimate. Ele sunt mimate, ele sunt fictive. Ele nu sunt corecte, ele nu sunt transparente. Eu chiar spuneam cu ocazie că vorba lui Nicolae Glib, în pădure sunt păsărele, eu în sat am nemurele. Uite la noi, în pădure sunt păsări multe, în țara asta am neamuri multe. Avem politicieni care spun, domnule, eu am atâția nepoți, câte funcții în stat nu există. Deci eu cred că a venit timpul să alegem grâul din inghină, să dăm o șansă candidatul independent, care lumea mă cunoaște. Eu am o activitate de 12 ani în cadrul Consiliului Municipal Chișinău. Eu am fost cel care am promovat limba română, istoria românilor, în timpul grevilor studențești din 1995. Am colegi de aici, de la Căușeni, mi-a fost profesorul Anatol Petrenco, Igor Șarov. Am colegi care au absolvit liceul Matieviș din Adumează la Căușani. Știu că aici există intelectuali de calitate. Am un punct foarte important în programul meu, ce își privește medicii și profesori. Elita care veghează la sănătatea noastră mentală și elita care veghează la sănătatea noastră fizică. Cred că a venit timpul ca medicii și pedagogii să aibă statut de funcționar public cu toate indemnizațiile la salariu și la pensie. De ce un funcționar care stă toată ziua la primărie 8 ore poate să iasă la pensie mai devreme, să primească o pensie de 3.500 de lei până la 5.000, iar un pedagog care 45 de ani muncește, controlează caiete, ore suplimentare, dirigenție și primește o pensie de 1.000 sau 1.200 de lei. Statutul de funcționar public prevede și salarizare de funcționar public, pentru că un medic și un profesor are un salariu mult mai mare față de un funcționar public. Deci, eu vorbesc acum, ca să ajustăm salariile, sunt funcționari care au salarii mai mari ca un pedagog începător. În momentul când toți pedagogii vor avea statutul de funcționar public, respectiv are toate indemnizații și legate de salarizare, dar mă refer mai mult la pensionare. Funcționarii publici au pensii de la 3.500 în sus. De ce un pedagog care a muncit o viață nu merită și el o pensie ca și funcționarul cel care tot a stat la primărie, numai că responsabilitatea să-i educi într-un copil care pășește la 6 ani pragul școlii, nehotărât, timid, să-i educi elita, fiindcă eu cred că noi avem profesorii cei mai săraci care au educat politicieni cei mai bogați. Nu le rușine la politicienii noștri să aibă profesori. Mie mi-e rușine să dau ochii cu profesora mea la pepeni, care are o pensie de 1.200 de lei. Că spun, domnule, ce faci acolo? Tot vin fonduri europene, milioane, atât 420 de milioane de lei și lumea nu știe cum să cheltui banii ăștia, cine stabilește prioritățile. Deci avem mari carențe la ce își privește participarea cetățenilor la procesul de luare a deciziilor. Am înțeles că candidatul independent Oleg Cernei nu este de acord astăzi nici cu procesul de indexare a pensiilor, cum se face în Republica Moldova. Este o rușine indexarea, asta este o mimare. Eu când merg la țară și îmi spune mie o bătrânică, domn Cernei, nu vă e rușine, 6 lei ne majorează mie lunar pensia. Când voi acolo, politicienii ăștia care fură milioane de la Banca de Economie, care iau credite, care cheltuiele. Duceți și întrebați factura la un politician la casa de 360 de metri, cât plătește el factura pe căldură? Dacă nu plătește, 8-9 mii de lei. Dar această situație, domnul Cernei, noi o cunoaștem cu toată țara, ce se întâmplă de fapt. Da. Problemele ne confruntăm în toată ziua. Exact. Cu ce măsuri concrete veniți dumneavoastră? Pentru că mie, cel puțin, nu mi-e clar. Da, avem pensii mici, doriți să pedagogii, medicii să-i aduceți la statutul de funcționar public, dar nu văd de unde vedeți venituri în bugetul public. Deci veniturile vor veni din indexarea bunurilor mobile a celor bogați. Doi, trebuie să veghem la cheltuirea banului public corect, ce își privește VAMA, departamentul VAMAL, veniturile care vin la VAMAL, invaziunea fiscală care e enormă prin contrabanda de țigări. Doi, inspectorat fiscal, economie tenebră, faptul că mulți angajatori dau salarii în plicuri și nu plătesc impozite la stat. Foarte multe companii dau salariu în plic și în felul ăsta nu vin venituri la buget de stat. Doi, vreau să vă spun că avem probleme legate de taxe locale. La publicitate, taxe locale pentru piață,
taxe locale pentru cazinouri și jocuri de noroc, chiar aici la Căușani m-am uitat câte jocuri de noroc avem. Ce lumea noastră așa de bogată. Iar am întrebat ce taxă locală plătește cazinoul ăsta, care minte în fiecare zi și amăgește oamenii. 400 de lei. Asta sunt bani. Noi la Chișinău știți cât am pus la cazinouri? 100.000 de lei. Au tăcat în judecată și judecătorii care se complice cu ei au anulat această taxă locală. Eu cred că noi avem surse care vin la buget. Numai că la noi există un cumătriz ce își privește business-ul cu politica. Politicienii care sunt astăzi, ei au business. Și e clar că ei ce fac? Își lobează business-ul ați în toate vorbit domeniile. Despre taxarea celor bogați sau impozitare. Exact, indexarea bunurilor imobile. Spuneți-ne care este poziția dumneavoastră vis-a-vis la imunitatea parlamentară. Și de ce zic eu aici? Pentru că nu știu dacă programul electoral al dumneavoastră prevede careva măsuri pentru asigurarea controlului declarării veniturilor și averilor funcționarilor publici. Pentru că, într-adevăr, judecătorii, deputații și alte categorii din această societate vedem noi cu case luxoase și mașini care nici unele țări europene nu le găsim. Iată dacă aici aveți careva măsuri concrete. Iată, uitați-vă, ambasadorul german. Vis-a-vis de imunitate, eu sunt categoric împotriva ca deputat să aibă imunitate. De ce să te temi, domnule? De ce acum îmblați și cerșiți votul oamenilor? De ce vă temiți? De ce acum vă duceți și băteți oamenii pe umăr, sărutați copiii în fața camerei de luat vedere? De ce vă temiți? Eu cred că cei care vor imunitate, pur și simplu, au niște activități criminale în spate în ceea ce privește problemele economice. Eu cred că nici judecătorii, nici procurorii și nici deputați nu trebuie să aibă imunitate. Toți egali, toți diferiți. Doi, ceea ce legat de acest decalaj între cei bogați și cei săraci. Eu vă dau un singur exemplu. Iată, la noi vine decizia judecătoriei prin care trebuie să asigurăm un spațiu locativ. Un procuror sau un judecător. Ce faci? Exact același lucru se întâmplă și în... Și la Căușeni aveți o judecătoare care a pus sechestru pe contul primăriei și banii care trebuie să ducă pentru salarizare și hrana copiilor le-au luat judecătoarea. Știu și cazul și mai ăsta. Mult decât atât, această judecătoare nu mai lucrează în raion, deși banii au fost... Știu, dar eu vă dau alt caz. Când se face divorț fictiv, se înscrie casa, apartamentul, mașinile pe altcineva și el vine și preia de la noi din buget 1.000.000 de lei în contul apartamentului. Și eu mă întreb și ambasada americană care finanțează reformele în poliție, că ăsta e un polițist sau în domeniul justiției. Ambasadorul german a spus că cel mai mare flagel al democrației este corupția. Ambasadorul Statele Unite a spus. Eu cred că prea mult ajutor vin din partea Uniunii Europene și a statului american. Străzi, vedeți? Mulțumim poporul american. Domnule, dar noi, elita politică, nu trebuie să alegem niște oameni, fiindcă ce înseamnă deputați? 101. Asta înseamnă că 3.500.000 de alegători delegează dreptul acestor unu deputați să le reprezinte și să rezolve problemele statului în numele acestor cetățeni. Oameni buni, deschideți ochii și votați oameni corecți. Nu votați spisca de partid. Și cum veți controla veniturile judecătorilor, deputaților? Trebuie să avem, în primul rând, instituții a statului care să vegheze asupra respectării legii. Uitați-vă ce se face în România. Dar noi avem Comisia pentru Imunități. Pentru Integritate, da. Uh-huh. Uitați-vă în România ce se întâmplă. Arestări după arestări, miniștri, deputați, prim-ministri. Eu cred că o să vină timpul și aici. Fiindcă noi nu avem instituții ale statului care să lucreze pentru cetățeni. Ei lucrează pentru politicieni și oligarhi. Centrul Național al Corupției. Acolo este Partidul Democrat. Procuratura Generală. Acolo este procuror. Iar e rezultatul târgurilor politice. Departamentul Vamal. Deci au partajat instituțiile statului și le-a subordonat partidilor politici, ceea ce este foarte grav într-o democrație. Mai vreau să vă mai pun o întrebare. Atât societatea civilă, cât și mulți politicieni spun că alegerea judecătorilor la Curtea Constituțională nu este transparentă, iar instituția, de fapt, este în continuare politizată. Cu siguranță cunoașteți acest lucru și nu este un secret pentru niciun cetățean din Republica Moldova. Mai mult decât atât, pentru a schimba situația, cu siguranță, venind în Parlament, veți avea nevoie de un sprijin sau cel puțin să vă asociați cumva cu vreun partid politic sau cu alți deputați pentru a rezolva oarecum aceste probleme. Cum veți acționa? Deci, Parlamentul Republicii Moldova este validat de către Curtea Constituțională. După alegeri, fiecare deputat, mandat deputat, este validat. Este Constituția și este legea statutul deputatului, care scrie foarte clar care sunt atribuțiile
deputatul. Deci, Parlamentul este organul legiuitor suprem de stat. Fiecare deputat votează numele propriu și numele Constituției Republicii Moldova. Târgurile, jocuri de culisă, votul la pachet nu se admite. Adică nu vă veți asocia cu nicio formațiune politică? Eu vreau să vă spun că este foarte important ca cei 100 deputați să aibă responsabilitatea și respectul față de cetățean să voteze în interesul cetățeanului, în interesul țării. Și eu voi susține orice inițiativă care vine în interesul cetățeanului și eu aș dori ei să susțină inițiativele care eu le voi promova în viitorul Parlament. Fiindcă este foarte important că în viitorul Parlament, primul lucru ce trebuie să facem, trebuie să modificăm Constituția privind alegerea directă a șefului statului. Este o rușine când șeful statului devine, alegerea șefului statului devine un instrument a jocurilor politice. Și eu cred că ca să nu ajungem cum a fost în 2009-2010, când nu s-a ajuns un deputat, un vot în Parlament și a fost dizolvat două ori Parlamentul. Nu este exclus ca Oleg Cernei să fie primul deputat independent, care să fie votul de aur pentru a asigura o majoritate. Fiindcă polarizarea între est și vest, stânga și dreapta, o să avem un Parlament foarte pestrit. Există riscul să nu putem constitui o majoritate în viitorul Parlament, anume din considerentul ăsta. Deci în momentul ce nu va fi o majoritate de 50+1 în Parlament, respectiv președintele țării trebuie să desemneze candidatura de prim-ministru. De două ori, dacă nu se votează candidatura de prim-ministru, președintele este obligat să dizolve Parlamentul. Ați amintit despre președintele Republicii Moldova? Sunteți de acord cu procedura de alegere șefului statului? Categoric, v-am spus că voi fi cel care, primul lucru care trebuie făcut viitorul Parlament, să modifice Constituția prin alegere directă a șefului statului. Asta este foarte important. Doi, voi promova în Parlament să fie modificat pragul electoral pentru candidați independenți 1%. Vă spun o chestie. De ce eu sunt discriminat? Fiindcă dreptul de a alege și a fi ales este confiscat prin Constituție. Eu, în calitate de candidat, trebuie să acumulez 2000, de la 2000 până la 2500 semnături. Eu am strâns 3250. Chiar mulțumesc pe această cale legătură. Însă de ce deputatul care a stat și a parazitat 4 ani în Parlament nu este pus și el să strângă 2000 semnături? Credeți că o să strângă mai mult de 40 semnături? Doi, de ce eu trebuie să am 2% când, dacă luăm după o logică, candidați independenți trebuie să aibă 1%. Avem 101 deputați, respectiv 100%. La fiecare deputat trebuie să revină 0,97%. Discriminare. Deci, acumulare de semnături, 2%. Deci, greutatea votului meu va fi dublu decât greutatea unui deputat de spisca de partid. Deci, voi promova în viitorul Parlament să fie modificat sistemul de alegere a viitorului Parlament, inclusiv pentru candidați independenți, 1% trebuie să existe. Aveți foarte puțin timp la dispoziție și vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră rezolvarea problemei transnistrene. Ori este de competența viitorului Parlament? Da, problema transnistreană este o problemă dureroasă. Dumneavoastră vă aflați aici în zona de conflict. Eu am prieteni aici la Cârnățani. Știu și conducerea raionului care a fost exact Hagimus, Chircăiești, a fost în zona asta de conflict. Și eu cred că la momentul actual situația legată de Transnistria, inclusiv ați văzut cazul ăsta cu Șefciuc la aeroport ieri, cu bodyguards care vin și își fac mendrile cum vor ei la aeroportul Chișinău, eu cred că este o sfidare. Însă, cred că în situația aceasta, în momentul când noi vom adera la Uniunea Europeană, eu cred că aici trebuie să discutăm și despre principiul neutralitate. Deci, în momentul conflictul deschis din Ucraina, conflictul armat din Lugansk și Donetsk, eu cred că Republica Moldova trebuie să accepte un scut de securitate NATO. Deci trebuie să modificăm și articolul din Constituție privind neutralitatea. Fiindcă nu putem să acceptăm implicarea Federației Rusă în zona transnistreană, prezența armatei 14, atâta timp cât noi nu vom avea un scut al Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice. Aveți 1 minut 35 pentru adresare către electorat, cuvântul de încheiere, aveți cuvântul. Da. Stimați prieteni, eu am venit cu respect aici la Căușani. Vreau să vă spun că această campanie electorală este una inedită. Vedeți, politicienii cheltuie deja unele partide de 9-10 milioane de lei. Dumneavoastră trăiți în continuare în sărăcie, în deznădejde. Și cred că a venit timpul să aveți demnitate, fiindcă data de 30 noiembrie, puterea este în mâinile dumneavoastră.
cu cine dumneavoastră o să vreți să vă reprezinte interesele în viitorul Parlament, cu acela trebuie să votez. Sunt Oleg Cernei, candidatul independent, numărul 20 în buletinul de vot. Sloganul meu este aproape de oameni, aproape de nevoile lor. Rog să votați la 30 noiembrie candidatul independent care va fi vocea și ochii dumneavoastră în viitorul Parlament. Nu votați partidele extraparlamentare care nu au șansă, fiindcă pragul lor de 36%. Cei care vreți să votați partidele extraparlamentare, să dați votul candidatul independent Oleg Cernei, care am prag numai 2%. Și eu pot să reprezint cu demnitate și partidele extraparlamentare, fiindcă însumate voturile care se duc la 14 partide extraparlamentare vor fi repartizate proporțional la partidele care nu vreți să le votați, adică cei la guvernare și la partide de opoziție. De aceea, hai să facem un exercițiu democratic la 30 noiembrie, să facem istorie și candidatul independent Oleg Cernei să fie primul deputat independent care va accede în Parlament cu votul direct al dumneavoastră. Vă mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze Moldova și pe dumneavoastră și familie dumneavoastră. Eu vă mulțumesc foarte mult de prezență la această emisiune, că ați făcut un drum de la Chișinău până în sud-estul Republicii. Doamnelor și domnilor, atâtea le-am avut pentru această seară. Astăzi l-ați auzit și l-ați văzut pe candidatul independent Oleg Cernei. Ne întâlnim și mâine seară la o nouă rundă de dezbatere electorale cu următorii candidați. Este vorba de candidatul independent Oleg Brega și Partidul Patrioții Moldovei. Să aveți o seară cât mai frumoasă. La revedere!